construcție foarte frumoasă, alcătuită din toate județele din Muntenia, în principal București, Constanța, Ilfov, Giurgiu, Ialomița. După cum vedeți, avem un număr de 400 de porumbei, toți campionii provinciei, campionii Bucureștiului. Și împreună cu colegii de la celelalte asociații de găini și de porumbei ornament, am reușit să facem această frumoasă expoziție. Cred și eu una cea mai frumoasă din sudul Europei. Ceva nemai făcut până acum. Noi am zburat pe două planuri de zbor la viteză de mifon. La fond maraton am zburat cu toată zona, cu județele partenere. Am reușit să facem la nivel de țară un loc 1 național la fond și un loc 1 național la ast fond, ceea ce nu s-a mai întâlnit în zona noastră. E primul anal când scoatem din zona noastră doi campioni naționali la fond. La nivel de viteză de mifon am avut rezultate slabe și pe această cală invit colegii mei din București la unitate, pentru că rezultatele au fost foarte slabe la nivel de viteză de mifon, jucând pe două planuri de zbor. Până acum, noi 4 ani de zile am jucat pe un singur plan de zbor și am avut rezultate notabile la nivel național, viteză de mifon general. Peste 30 de premii în fiecare an, care anul ăsta avem în jur de 5 premii. Să vede diferența că am jucat pe două planuri de zbor. Expoziția, din punctul meu de vedere, este la un standard foarte ridicat. În primul rând, locația, că este la Romexpo și atunci este accesibilă pentru toți și chiar pentru, nu numai pentru toți din regiunea noastră sau provincie, cum se numește, este accesibilă pentru toată țara. Și Romexpo fiind de notorietate, clar toată lumea vine. Un lucru bun este că s-a cuplat și cu expoziția de ornament, deci clar afluența e mult mai mare de public și clar este un succes din punctul meu de vedere. Am instituit, ca și alte asociații din România, taxa unică, putând zbura porumbeii la orice categorie vrei, indiferent de număr, indiferent de categorie, zbori unde vrei și unde ai plăcerea și ai dorința să zbori porumbeii. Pentru unii a fost clar o treabă bună și un plus. Dovadă că la maraton, la prima etapă, am avut 3200 de porumbei, ceea ce n-am avut noi de când există Asociația Constanța. Într-adevăr, a fost și reversul. Constanța era recunoscută pentru demifond. An la rând am avut olimpici la demifond, începând de la domnul Chicheanu și domnul Vasea. Și acum, normal, cei care au rămas și joacă demifond nu se mai cunosc pe plan național. Este un regres pentru ei, dar sperăm să-și revină din punctul ăsta de vedere. Maratonul clar a prins și avem campion național la tineret, campion național, deci vă dați seama. Per total suntem mulțumiți, normal că este greu să faci lucruri mari cu numeric mic și cu columbofil puțin. Aici avem o problemă, trebuie să creștem și să atragem tineret. Asta e, cred că, dorința tuturor. Standurile mi se par foarte îngrijite, cu spațiu suficient, cu aerisire, cu standurile de produse, standurile de expunere de porumbei. E o pată de culoare foarte frumoasă și prezența porumbeilor de ornament. Aici, bine, și aici trebuie felicitată lângă Asociația București și conducerea Asociației București și domnul Florin Gătejescu și Asociația Dolci, care au făcut evenimentul mai amplu cu păsări și animale aici. Un sezon, aș spune, cu destule dificultăți, dar tot timpul când sunt dificultăți,
sunt și satisfacții. Pentru că orice lucru care, pe care îl obții ușor nu îți dă aceeași satisfacție ca un muncit. Au fost etape dure, mă refer aici la etapele de fond și maraton. S-au evidențiat crescători la toate categoriile, de la noi din Urmița, îi felicit și pe membrii din clubul LED, Zapai și Trevedia, care au, care au reușit niște puntaje foarte bune la demifond. Avem doi porumbei pe podiumul național la categoria demifond, demifond iar în demifond acum. Avem un top 3 provincial și 3 porumbei, 3 sau 4 porumbei la categoria maraton și maraton palmares. Una peste alta, un sezon, eu zic, plin de satisfacție. Acum, tot timpul sunt învingători și învinși în sportul ăsta, n-au cum să, n-au cum să stea lucrurile altfel. Cumva așa o mică supărare, n-am avut etapă semi-național, a fost o chestie scotărâtă la nivelul provinciei și n-am putut, n-am ce face, am trebuit să respectăm majoritatea. Poate lucrurile se vor schimba în bine la anul. Salutăm venirea asociației Prahova pe ruta de zbor pe Ucraina și domnul Milan și sperăm că împreună colaborările să fie dintre cele mai fructuoase. Zona noastră, Prahova și cei care vor vrea să ni se mai alăture. Felicitări pentru organizare, pentru colombofilii prahoveni sezonul 2019, la matură a fost un sezon foarte greu. Noi am durat pe Ardeal de 20 de ani de când coram pe Ardeal și anul acesta a fost un an foarte greu. Am avut pierderi extraordinare și rezultatele sunt, dar foarte puține și colombofilii s-au redus aproape la 20-25%. Cred că au mai rămas. În schimb, cu cui ne-am mutat în Bulgaria și am avut un sezon extraordinar. Am avut la început 17.000 de pui și cred că după 10 etape nu s-au pierdut 1.000. Deja rezultatele sunt extraordinare. Locul 1 și 2 național cred că sunt de la Prahova. Locul 1 sigur de la Prahova. Avem și la AS locul 1. Și intenționăm, de fapt, am și decis ca începând de anul acesta și începând cu anul 2020, maturii să-i curăm viteza și demifond în Bulgaria, iar fondul și maratonul în Ucraina. Deci pentru Prahova este o schimbare radicală, pentru că nu visam niciodată ca noi să ne mutăm după Ardeal, după o viață durată. Mă bucur să vă văd într-un număr atât de mare și mă bucur să văd că provincialele noastre au un succes din ce în ce mai mare. Țin să vă felicit pe toți cei care ați fost implicați alături de președintele dumneavoastră, de Cosmin, în organizarea acestui frumos eveniment. Mi-a plăcut foarte mult. V-aș mai propune să țineți cont la îndemnul veteranului dumneavoastră, domnul Puf Ilie, să găsiți formula să jucați împreună. Și îi felicit pe toți cei care câștigă trofee astăzi și pe toți cei care au participat și au făcut posibil ca aceste trofee să fie câștigate. Vă doresc mult succes în sezonul care vine, sărbători liniștite și un an nou cu tot ce vă doriți dumneavoastră să vi se împlinească din plin. Mult succes tuturor! Ca în fiecare an doresc să mulțumesc domnului Mincu Petre, care se află în spate acolo și care este o gazdă minunată în fiecare an pentru noi. Doresc să mulțumesc în numele meu și sper și al dumneavoastră comitetului ACPB, care s-a ocupat de organizarea acestei expoziții și de organizarea acestei petreceri. Doresc să mulțumesc domnului președinte Dobre Cosmin
vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezență. Avem plăcerea să avem invitați printre noi, încă nu a ajuns, domnul președinte Tunduc va fi în curând în această sală. O să începem. O să începem cu imnul. Campionatului Columbofil al provinciei Muntenia 2019. Categoria viteză pui. Locul 1, Olteanu Cosmin. Locul 2, Pașa. Locul 3, Gabi Țipanu. Cineva de la Prahova să ia cupa pentru domnul Olteanu? Categoria viteză tineret. Locul 1, Popa plus Marin. Locul 2, Olteanu Cosmin. Locul 3, este deja aici, Dorit Mușceleanu. Categoria viteză matur. Locul 1, Antofie David Marian. Locul 2, Oprea Iulian. Locul 3, Badea Lucian. Categoria viteză. Locul 1, Simion Emil Dumitran Stelian. Locul 2, Popa plus Marin. Locul 3, Antofie David Marian. Trecem la categoria demifond, palmares 2 ani. Locul 1, Antofie David Marian. Locul 2, Pașa. Locul 3, Sandu Cătălin.